Modificările propuse de ministrul transporturilor, Relu Fenechiu, sunt contestate însă de reprezentanții spitalelor CFR din țară. Spre exemplu, managerul unității de la Constanța afirmă că nu au existat consultări pe acest subiect. Mi se părea firesc ca să fim și noi consultați într-o formă sau alta, da? Atunci, în 2012, în 30 decembrie, când s-a luat decizia, sau mă rog, că a stat pe site, că apoi a existat un grup de dialog social până pe cam pe data de, nu mai țin de precis, 20 ceva ianuarie, a existat asta, dar noi n-am fost consultați, noi managerii n-am fost consultați în sensul trecerii rețelei Ministerului Transportului într-o direcție sau în alta. Cu foarte multe prostii am fost consultați de nenumărate ori, chiar abuziv, tot ne consultă, dar la lucruri serioase n-am fost consultați. Și s-a ținut cont de ceea ce... Uneori da, uneori nu. Potrivit unui proiect de ordonanță de urgență, 13 din cele 15 spitale deținute de Ministerul Transporturilor ar urma să treacă în subordinea Ministerului Sănătății sau administrațiilor locale. Printre acestea și unitatea din Constanța. N-am primit nicio ordonanță. Noi cum să primim o ordonanță? Am luat informația ca și dumneavoastră din presă că vom fi preluați de Ministerul Sănătății. Managerul Spitalului CFR din Constanța spune că unitatea pe care o conduce are datorii de 60 de milioane de lei, pe care nu se știe cine le va prelua dacă se schimbă legislația. Așa că soarta unității rămâne incertă, cel puțin în viitorul apropiat.